activitatea curentă a Curții Constituționale, hotărârile pe care le adoptă această instituție foarte importantă, jurisprudența pe care a dezvoltat-o de-a lungul a 20 de ani, este foarte importantă pentru a asigura unitatea materiei constituționale aici în Republica Moldova. Examinarea sesizărilor, subiecților cu drept de a sesiza curtea, actele pe care le adoptă guvernul, președinția și așa mai departe, toate atunci când există sesizări la Curtea Constituțională, sunt inserate în această canvă, dacă îi pot spune așa, a unității materiei constituționale. Acest lucru cred că este suficient pentru ca toată lumea să înțeleagă cât de importantă este această instituție, în special în situațiile de criză.